Ali! Hai, Torin, du-te la locul tău, că-ți dau mâncare acum. Hai! Hai la loc, Torin! Haide, haide! Hai, Torin, ia! Torin e un câine de 40 de kilograme. Și cumva... Hai, Torin, la loc, la loc, la loc! Aici e un fel de delfinul negru, unde sunt închiși cei mai răi. Hai, Cati, bravo! A ieșit Cati, bravo! Nu, acum dacă Torin a intrat... Să nu-i furăm mânca apa. Furăm foarte mult că primim aceste like-uri. El este Loki. Este un motan foarte curajos. Cati, ea suferă de trauma abandonului pentru că a fost abandonată. Stai liniștită, Cati, că nu o să te mai abandoneze nimeni. Nu, deci... Noi ne bazăm mai mult pe adopțiile de la distanță. Avem 50 de câini. Și numai vreo 20 sunt adoptați de la distanță. Și în momentul ăsta avem un sac de boș de la doamna Mihaela, care este mama lui Curaj. Îl arătăm pe Curaj dacă e pe zonă. Curaj! El este Curaj. El este Curaj. Deci în seara asta face Curaj. Cinste. Facem mâncarea Bosch Premium. Mâncare care, deci e un sac de 15 kg, ajunge pentru o singură zi, o singură hrănire. E foarte greu, suntem singuri. Și este foarte greu să faci și curat la câini, să ieși și hrănești, să faci și postări. Dar încercăm să ținem pasul. Asta e Bolo. Sunt câini mari. Noi avem mare încredere în ei. Ianco a crescut cu ei aici. Nu-i numim sponsor, îi numim adoptator de la distanță. E un câine foarte, foarte atașat. L-am numit Link. Uite, ne trimite trandafiri fata cu lupul. Fata cu trandafirii. Cati e frumoasă, este adoptată la distanță de Odette, care e o prietenă foarte bună noastră, pe care o salutăm. Ție nu-ți pare rău? E mai frumos la țară, da. El este Iancu. E o cățea de malinoa pe care am găsit-o pe stradă, cu un picior rupt și cu 9 pui morți în burtă. Trage portița. Trage portița. Hai, Cati, Cati a venit? Da. Poftă mare, Dixie. Poftă mare, Bram. Prim. Poftă mare, Tori. Cati. Poftă mare. Bolo. Vai. Căniță compromisă, gata. Hai de pe lucru să continuăm. Uite. Aici urmează partea mai interesantă. Cea mai. Teapcă. Hello. Puteți să comandați direct pe adresa noastră sacul, ca să nu există discuții, să zici, băi, uite, poate ăsta nu le dă mâncare Bosch și își bagă bani în buzunar. Cu toate că pentru mine e un pic amuzant, sau da, dar să... Știi? Ești foarte bine hrăniți. Nu există vreunul care să arate rău. Ah, și mai e o treabă, uite, de exemplu, Torin, Zeus, Bolo, care e acolo, Togo, ei mănâncă întotdeauna porție dublă. Mai e Karma, care mănâncă porție dublă, mai este Gaia, care mănâncă porție dublă, este Ymir, care mănâncă porție dublă. Porție dublă ce înseamnă? Un din ăsta. Da, sunt foarte îngrijiți. Sunt cheltuieli foarte mari, frate. Și o resursă nu este în plus, ca să zic așa. Și uite, asta. Și un câine mare, din ăsta la 40 de kg, mănâncă două. Dar pentru ea, de exemplu, pentru ea, și ea mănâncă porție dublă. Mai fură Fairy. Hoțomană. Ajung, castroanele? Brown shot.
Link. Link mănâncă două. Mișa. Mișa mănâncă două. Angel. Angel mănâncă cu apă, muiați care au problemă la dinți, la dantură. Nimic mănâncă două. Una jumate, ca să nu îngreșesc. Popi mic. Mănâncă una cu vârf. Togo. Togo e șeful, hai. Togo. Bolo. Wow, deci că ai creat o mandala aici. Stai că se pierde semnalul, merge saca, da? Primul, cine a terminat copii mic? De curaj pe el. Se descurcă. Loki, salut Loki. Sărumna pentru masă. Așa. Mănâncă Țiții. Țiții este un cățel care are probleme. Și atunci venim și intervenim cu niște mâncare vegană. Ai pus apă? Fără milă, fără rușine. Așa. După aia, ca să nu ne spălăm pe mâini, Aria, deci e Artur primul, picioruș, picioruș care e cel mai deștept, Pepper, curaj, Joshi. Asta e un bonus. Da. Asta e un bonus pentru ei, e din porția lui Norocel. Hera. Marcelino. Poftă bună, Marcelino. Poftă bună, Hera. Țiții. Și Dodo. Țiții și Dodo. Țiții este cea cu probleme. Probleme cu pielea. Cu mâncare vegană și cu boș, ca să nu aibă probleme mai grave. Este curaj. Curaj a făcut 500 de fapt în seara asta. Pachetul cu boș era de la mama lui Curaj, de la Mihaela. Gini, ce faci, Gini? Gini e cea mai mică dintre toți și asta o face să fie foarte rea.